Iar Domnului, astăzi mi-a dat foame de 3 ori și după aceea mi-a spus că s-a sfârșit acest post și chiar dacă esofagul și stomacul era plin de râni, pentru că am vomitat foarte mult, de vineri n-am mai putut să înghit nici măcar salivă. S-a blocat tot sistemul, tractul intestinal, digestiv. Și trebuia să dau afară și saliva. Cu cât mai mult salivam, cu atât mai mult vomitam, așa că era o luptă să nu mai înghit. Dar prin harul Domnului a fost o luptă care s-a dus, s-a terminat și slăvesc pe Dumnezeu că astăzi s-a terminat. El să fie lăudat că m-a ținut și îl slăvesc pe El, Petru. Ce a făcut și ce va face în continuare. Mulțumesc pentru rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă o binecuvântare. Și în mod special să vă rugați pentru Remi și Loredan să își împlinească Dumnezeu în dreptul lor. Scopul și voia Lui. Amin.